Eu am mare emoții când mă ridic să vorbesc, am chiar foarte mare emoții și mai ales într-o biserică care o și cunosc, o știu sau unde frații mă știu, am și mai mari emoții și atunci trebuie să stau așa în rugăciune înaintea Domnului ca să nu mai fiu așa stresat când mă ridic, să nu vorbesc în continuu, ci să pot să-mi așez ideile în mintea mea. În această zi mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Data trecută când am fost, a fost undeva prin luna noiembrie, am dat să văd peste calendar și m-am uitat și am fost în luna noiembrie, nu mai știu exact data, dar de atunci a trecut ceva vreme, lucrurile despre care vorbeam s-au împlinit. În doar 3 luni de zile s-au strâns banii pentru mână și am putut să achiziționez această mână și acum, chiar vineri, am primit mâna, am fost la Oradea și s-a finalizat această lucrare. Să vă vorbesc puțin despre mână, apoi vreau să vă vorbesc puțin despre cum am strâns banii și cum Dumnezeu a lucrat în privința aceasta și după asta puțin despre mulțumire. Această mână este cea mai performantă. Ultima care este apărută pe viață. Chiar aici, stând pe bancă, mi-am adus aminte de acele momente când mi s-a explicat despre mâna aceasta și medicii, domnul medic a venit și mi-a spus că abia există o șansă. La nici 2 zile a venit la mine, mi-a spus care-i mâna, cât costă mâna mine, nu am apucat să intru pe internet, să caut, să văd ce-mi doresc, ce vreau, ci cumva mi-au fost impuse toate lucrurile, n-am stat să le cântăresc și așa eu, timid, am întrebat, dar cât costă mâna? Și mi-a spus 90.000. Cât? 90.000. Ai, de euro, să înțelegi. Și lei mult. Și am rămas așa și am zis, gata, s-o ruina visul, n-are să se împlinească asta niciodată. Am încercat să fiu realist cu mine și am zis, oricât s-ar strânge, nu se poate realiza lucrul acesta. Cumva am făcut mică puterea lui Dumnezeu, cumva am zis, în ființa mea e ceva peste puterile mele. Nu puteam să strâng și ca și familie, n-am putut de multe ori să punem anumiți bani deoparte, dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și după cum am spus, în doar 3 luni de zile s-au strâns banii pentru această mână. Este foarte performantă, mâna se deschide. Funcționează în felul următor. Am 7 prize prestabilite. Priza înseamnă prinde. 7 prinde prestabilite. Eu le pot schimba din minte, dar cu ajutorul unor senzori. Să vă arăt și cum arată. Îmi permite să le să am și certitudinea că fac totul bine. Așa. Deci mâna arată în felul acesta. Și asta e o cupă. Aici am 2 senzori. De senzori și aici sunt bateriile, 2 baterii de 2000 de mAh. Ai pe aici un carg și asta este o mânușă, într-adevăr mâna nu arată așa mare, mânușa asta e un pic mai mare. Cred că s-au greșit mărimile, dar o rezolvăm. Mânușa asta e puțin mai mare. Am vrut să vin cu o mânușă culoarea pielii. Am mânușă exact cât e mâna. Mai este neagră sau albă și am și zis că de acum am să port nu o mânușă culoarea pielii, ci am să port o mânușă neagră. De ce? Fiindcă vreau ca oamenii, pe lângă că se audă așa puțin zgomot, vreau să fie curioși de mâna aceasta și după asta eu să îi fac să fie curioși de istoria mâinii acestea. Cum Dumnezeu a lucrat în viața mea și cum Dumnezeu a făcut această minune. Și, într-adevăr, au fost oameni care au fost foarte receptivi la mărturie, dar cred că Dumnezeu va lucra în continuare și cu ceea ce va fi și modul în care va expune această mărturie, cum s-au strâns banii pentru mână, cum am reușit să intru în posesia acestei mâini. După cum am spus, are mai multe prize prestabilite. Dacă vă uitați, eu când schimb priza, degetul acesta se mișcă.
De exemplu, acum, cei mai din spate nu o să vadă, dar când am să schimb, deci care să vină, am intrat în altă priză. Asta e o priză în care dau mâna la cineva, nu o mâna, doar dau mâna. Acum am să schimb în altă priză. O să fac o mișcare cu trei degete. Cum am să intru în alta, degetele o să fac așa și o să fac să duc o farfurie sau să duc anumite lucruri. Acum am să intru eu mai greșesc, nu am de tot direct. Mai mă dezamăgește așa. Asta este o priză pentru telefon sau să arat cu degetul sau să chem pe cineva la mine. Acum îmi permiteți că eu vă spun cam ce pot să fac la tine. Da. Însă anumite lucruri care... Asta e o priză în care se prind cu două degete. Ea are 24 de prize. Eu v-am arătat acum 7 dintre ele, care le pot face fără telefon. Le pot conecta pe telefon și alelalte le mai pot face cu telefonul sau să le pot schimba între ele. Cei mai mulți dintre utilizatori au spus că 4 dintre ele au folosit în uzul casnic. De ce? Fiindcă mâna aceasta sau într-o zi cam 4 prize folosești, nu folosești mai mult. Mâna aceasta niciodată n-ai să o folosești ca și mâna aceasta la alta. Este frumoasă, este interesantă, este faină și fascinant să lucrezi cu ea și să descoperi ceea ce poate face. Dar nu ai să ai dexteritate ca și cu mâna aceasta, nu simt prin ceva în mână, doar greutate. Degetele rezistă până la 40 de kilograme. Deci pot să iau greutate de 40 de kilograme fără nicio problemă și pot să o transport. Doar să-mi țină încheietura și brațul. Acum vreau să vă spun în următoarele momente cum am ajuns, când Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit și marcant în achiziționarea acestei mâini și cum am strâns banii. Într-o zi m-am dus la Pritenii de Jos, această localitate se află lângă Turda, județul Cluj, și când am ajuns acolo, am fost cu un băiat care e un cântăreț, el a venit, a cântat și când s-a terminat și urmam eu, am luat microfonul în mână și așteptam ca să ia caietul și stativul. În timpul acesta a ieșit o soră din biserică și când eram cam pe la jumătatea mărturiei, a venit înapoi. S-a terminat totul și când am ieșit afară, cei s-au dus la masă, sora a zis că vrea să vorbească puțin cu mine, am ieșit și mi-a spus abia. În urmă cu 3 luni de zile, Dumnezeu m-a trezit într-o noapte și mi-a spus în felul următor. Trebuie să strâng suma aceasta de bani și eu am să spui la cine să o dai. Și am început să strâng banii, fără ca să întreb, fără ca să pun semne înaintea lui Dumnezeu, fără să fac alte gesturi, am început să strâng banii. Și pe parcursul, în timp ce strângeam, mă tot gândeam, oare a fost vocea lui Dumnezeu? N-a fost. Tot îmi puneam semne de întrebare. Când te-ai ridicat în față, Dumnezeu a venit și mi-a spus în felul următor, Duhul Domnului, să te duci acasă, iei banii, te bagi într-un plic și la băiatul acestei dar. A venit sora la biserică și când am luat plicul în mână am început să plâng și când am început să calculez, mi-a spus, cu 3 luni înainte. Era exact timpul în care eu mă accidentasem, era exact perioada în care s-a întâmplat accidentul cu mine. Este o lucrare extraordinară și am rămas profund marcat de ceea ce a făcut Dumnezeu. Sora nici n-a auzit de mine, nici de mărturie, până când m-am ridicat și a spus, pot să mai ascult odată și am spus, este pe internet, au pus-o frații și o puteți asculta. Altă întâmplare a fost când la facultate am rămas foarte uimit de gestul acesta. Un tânăr penticostal, Efraim îl cheamă, a zis, s-a dus la domnul decan și a spus, eu vreau să fac poze la agronomiadă și nu vreau să fiu plătit, ci vreau lângă mine să fie o cutie pe care se scrie povestea lui Avian și oamenii se poate dona pentru ea.
a făcut gestul acesta și s-a strâns și acolo o sumă impresionantă și a rămas foarte marcat. Plus de asta, o familie foarte sărată de la noi din sat, o fată a lucrat într-un bir, a plecat de la părinții ei, în alt băiat și a ajuns să lucreze într-un bir și într-un bar și când a văzut de ceea ce s-a întâmplat, a descărcat o poză cu mine de pe internet, a scris câteva rânduri și a pus poza acolo în față, pe acel bufet. Și a pus o cutie și oamenii au venit și au donat și am rămas uimit când am văzut ce sumă a putut să strâng această parte. Într-o zi de 31 decembrie, a venit la mine asta, a fost una dintre cele mai marcante lucruri care s-au întâmplat. O familie, adică niște copii, l-a colindat cu plugușorul și când au deschis poarta, de obicei noi puiem poarta, că ne grăbim să mergem la biserică și nu prea primim, dar atunci a fost poarta deschisă, eram în sufragerie și practic am fugit după portofel, am scos niște bani să merg să le dau la acești, erau niște copii micuți. Și când m-am dus, le-am dat banii și aveau o găletuță în mână și scria pentru aveam și mi-am încredințat găletuța și am rămas profund uimit. De ce? Fiindcă acești copii, adică părinții lor trăiesc sau în perioada aceea trăiau în momentul, nu știau dacă vor să continue viața împreună sau să nu mai continue viața împreună. Ei s-au gândit și au spus, vrem anul acesta, deci o minte de copil de 5 ani, a spus, vrem anul acesta să mergem prin sat și să colindăm și tot ce se strânge să-i dăm. Am rămas profund impresionat de ceea ce au făcut și cum Dumnezeu a lucrat, cum Dumnezeu a sensibilizat inima. Aș putea să vă spun multe alte cazuri, într-un mod profund, aduc mulțumiri și bisericii din loc și zic ca Domnul să vă binecuvinteze pentru ceea ce ați făcut și El să vă răsplătească gestul care l-ați făcut. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Amin. Am primit această mână, mă uit înspre ea, mă uit înspre viața mea și vă mărturisesc. Bucuria mea este o bucurie mare că am primit această mână și o bucurie poate care nu o pot exprima în cuvinte. Dar cea mai mare bucurie a mea este că de când s-a întâmplat acest accident și până astăzi, de fiecare dată când îmi plec genunchii, de fiecare dată când mă pun să mă închin înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu coboară în ființa mea într-un mod deosebit. În viața mea s-au creat niște legături extraordinare cu Dumnezeu. Niște legături care pe mulți poate enervează. Calmul meu, lejeritatea mea, modul meu de a trece peste problemele vieții, pe mulți enervează și m-a întrebat cineva, un tânăr, adică eram la fizioterapie și a venit un om, pe mână nu avea piele deloc. Degetele, mâna era toată zdrobită și când am intrat eu la fizioterapie, fizioterapeuta știm că am vorbit cu diferiți oameni despre problemele lor, despre viața lor și văzând și la fizioterapie că încercam să consolez oamenii și cumva Dumnezeu lucra la inima lor. Am luat deoparte când am ajuns și mi-a spus să aveam dincolo, este un băiat Ovidiu și acest băiat a venit de ieri la fizioterapie și nu știu cum să-l scot din starea aceasta, nu știu ce cuvinte să-i spun, vezi dacă pot să-l consolez cumva. Mi-a explicat cazul, complicațiile care sunt. Am intrat dincolo și am găsit un om cu totul demoralizat. Un om care nu avea nici speranță la viață. Și când am început să vorbesc cu el, am spus, de ce ai fi făcut dacă ai fi fost în cazul meu să te trezești și să se spună că nu mai ai mâna? El și-a prins mâna la niște role foarte mari care presează rumegușul, care fac pereții aceia la mobilă. La rolele alea și-a prins mâna și le-a smuls pielea de pe mână și i-a zdrobit toată carnea. Și
s-a uitat înspre mine, deja a început să lăcrimeze și a spus: vreau să spun că și așa, în situația în care îs, am vrut de două ori să termin cu viața și ceea ce mă face să mă rupt puțin și ceea ce m-a determinat să mai trag puțin este doar copilul meu de 2 ani. A spus: nu înțeleg cum poți să treci tu peste lucrurile acestea așa ușor și cum poți să vii tu așa să mă. Și am spus: Ovidiu, vreau să fiu foarte deschis cu tine. Ceea ce mă ține pe mine în felul acesta este doar puterea lui Dumnezeu. În acele momente, Duhul Domnului m-a sensibilizat și mi-a spus: te duci acasă, iei o Biblie, mi-a spus și suma de bani, bagi o sumă de bani în Biblie și o dăruiești. Până acum n-am spus gestul acesta din perspectiva mea. Și m-am dus acasă, am făcut gestul acesta, am ascultat glasul Domnului și când am venit cu un ghiozdan, cu Biblia în ghiozdan și i-am încredințat Biblia. Adică i-am zis: Ovidiu, tu ai Biblia? Și a spus: da, am Biblia. Și am zis: a, ok. Am vrut să-ți doresc o Biblie și văd că nu, am greșit eu, nu e o problemă. Și se uită așa spre mine, deja i s-a înseminat față și a spus: dar poți să mi-o dăruiești? Mi-a zis: poți să mi-o dăruiești. Am una, dar e veche, tare veche. Am zis: bun, și aia veche e bună, dar eu vreau să-ți dăruiesc cu Biblia nouă. Am luat Biblia, i-am dăruit-o și suma aceasta de bani am băgat-o prin Biblie, dar nu m-am uitat unde. Am împărțit-o ca să nu se vadă foile deschise. Și el a ajuns acasă, a ascultat mărturia, a plâns. Am plâns jumătate de oră cât am ascultat de tine și încă jumătate de oră după asta nu puteam reveni. Și am zis: totuși să văd care e secretul în Biblia aceasta. Și când am deschis Biblia și am văzut acei bani, am început să dau foile și zice: tu i-ai aranjat? Și a spus: nu, doar i-am pus. Și a zis: ultimul a fost la omul cu mâna uscată. Când Dumnezeu s-a îndurat de el și am citit pasajul și am început să plâng și mai tare, și mai tare, și mai tare și de atunci omul s-a schimbat la față și a revenit. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit la inima lui și aștept pasul care să-l facă și mă rog pentru el și știu că Dumnezeu într-o zi va interveni. Ceea ce vreau să aduc înainte dumneavoastră este în felul următor: lucrul doresc de la Domnul și îl doresc fierbinte, să ajung dincolo. Într-una dintre zile mă plimbam, adică mă plimbam, veneam de la o biserică, mă duceam la alta și mă întorc înspre beatul cu care eram și spuneam. În zilele următoare are să mi se pună mâna. Am să primez mâna. Dumnezeu m-a binecuvântat într-un mod deosebit pe acest pământ și familia în care am crescut este o familie deosebită, dar îți mărturisesc, am spus. De când am văzut că Dumnezeu există cu adevărat și Dumnezeu are puterea să oprească valțurile și Dumnezeu mi-a dăruit viața, viața mea s-a schimbat total și ceea ce atârnă de inima mea mai mult este să plec de pe acest pământ, este să mergi și să-i mulțumesc personal pentru ceea ce a făcut și când m-a luat în momentele acelea în care puteam să duc pe părinții mei în disperare, în momentele acelea în care părinții mei când mă găseau pe acel câmp, cred că erau cu de-a dreptul șocat, surprins și plus de asta greu apăsați de povara care se întâmplase și sau s-ar fi întâmplat. Eram un anunț acum pe internet și am văzut un bărbat de la Suceava, era dat la știri și spunea despre ceea ce s-a întâmplat. O zi s-am venit înspre trător, m-am împiedicat și când m-am împiedicat din lateral, am căzut pe culegătoare și am băgat o mână între valțuri. Rapid mi-au prins valțurile mâna. După jumătate de oră în care m-am chinuit să-mi scot mâna de acolo, fiindcă l-a prins pe lateral, dacă îl prindea din față, îl trăgea cu totul înăuntru. După jumătate de oră, a ridicat mâna și când a vrut să pună mâna pe mâna lui, a leșinat. Și a băgat și cealaltă mână. Și nu știu oamenii cât am mai stat acolo, dar el a leșinat. Au venit oamenii din sat, au oprit agregatul, el a fost transportat de urgență la spital și au fost amputat de mâine.
Și acum făceau apel disperat, fiindcă de multe luni se chinuie să strângă bani, să aibă mâini, și spunea suma care încearcă să se strângă este 80.000 de euro. Am rămas uimit de ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Ca la sunetul buzelor noastre, ale vocii noastre, Dumnezeu să oprească plecătoare. Dumnezeu să oprească totul și să-ți dea ție speranții de viață. Să oprească totul pentru tine. De ce? Fiindcă ai preț în ochii lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă ai preț tu și casa ta și ceea ce faci tu este contabilizat de Dumnezeu. Mai mult de atât, pentru cei tineri ar vrea să vină în aceste momente și un drag frate de-al meu de la Birkiș, aici o localitate lângă Făget, a venit la mine și am povestit puțin cu el, am ajuns să-l cunosc și în timp ce povesteam cu el, am dus niște frați cu ajutoare care voiau să ajute, i-am dus la el și în timp ce povesteam cu el, îmi spunea felul acesta. Părinții mei, când am fost micuți, aveam vârsta de 7-6 ani, nu știu câți ani aveam, și mi-au spus: pe tine tata te face cioban, tu ești cel mai bun cioban, ție tata îți face bâtă, ție tata îți dă colop și tu ești cel mai frumos cioban, tu ești cel mai bun cioban. Și zice, am ajuns la vârsta de 20 de ani, de atunci și până acum am fost cioban și am ajuns să vreau să mă angajez, am ajuns să vreau să-mi întemeiez o familie și mi-am dat seama că sunt doar un cioban. Ceea ce a zis tati, nu se putea gândi, eu nu puteam să fac absolut nimic. Vroiam să merg, să mă angajez, să-mi deschid un viitor, să-mi deschid porți noi de viitor. Și nimeni nu mă băga în seamă, toată lumea m-a aruncat. Este un har din partea lui Dumnezeu când mi-am născut în familiile în care am crescut. Am ajuns la Terra Nova și pe un panou mare, un panou imens, erau multe poze de oameni care au fost pe acolo, au trecut și protezele care le aveau. Și în timp ce domnul Iaco ne prezenta acel tablou, ultima și cea mai șocantă mărturie pentru mine a celor care erau acolo a fost a unui tânăr. A crescut până la vârsta de pe 20 ceva de ani, băiat pe nume Alex, pe groapa de gunoi. Casa lui era groapa de gunoi, unde se hrănea erau acolo. Toată viața lui a fost legată de groapa de gunoi. Și în timp ce o mașină venea cu spatele să basculeze, a vrut să ajungă primul la gunoaie, a venit așa lansat el și fratele lui și au vrut să sară pe ușă și să sară în interior, ca să nu ajungă alții înainte lui la gunoaiele respective. Și când au venit și au sărit pe ușă, când s-au prins de ușă, a explodat un furtun de la ușa respectivă și, fiind foarte grea, a căzut dintr-o dată pe ei. Pe fratele lui l-a omorât instant și lui a prins umărul în poziția aceasta și a smuls mâna. A ajuns să fie și să aibă proteza și viața lui să se schimbe puțin de ceea ce a fost înainte, să-i se dea o șansă la viitor. Am vrut acum doar să vă fac conștienți de ce har avem din partea lui Dumnezeu. Că avem niște părinți care de fiecare dată ne spun și ne învață și ne îndeamnă: fă lucrul ăsta, nu-l fă pe ăla, du-te acolo, nu te du acolo, vino la ora asta. Este un har din partea lui Dumnezeu. Este un har care nu-l putem exprima în cuvinte, este un har care de multe ori, l-am întâlnit și îl întâlnesc și în facultate, cunosc diferiți tine și am vrut să vorbesc numai pentru tine în momentele acestea, fiindcă cunosc foarte mult și știu foarte mulți tineri dezamăgiți, oameni care vin la mine și încerc să-i consolez și să vorbesc puțin cu ei despre ceea ce înseamnă bucuria care o revarsă, libertatea de păcat, ceea ce înseamnă să fii un om nou, cu perspective noi, cu dorințe noi. Și în timp ce eram la facultate, știu că eram anul întâi, aveam în camera mea câțiva colegi și în fiecare seară apelau la anumite substanțe și la băuturi ca să înnece necazul lor, să înnece durerea lor răuntică. De fiecare dată
erau cuprinși de dorința aceasta și când intram în sesiune nu puteau să facă față stresului și atunci luau anumite substanțe ca să treacă peste momentele alea și le-a spus, măi, oameni buni, n-are rost să mai încercați în felul acesta, nu se merită, până la urmă când vă treziți sunteți aceiași. Și zice, da, dar așa o tratăm de nu știu câți ani. Pe noi Dumnezeu ne-a învățat ca de fiecare dată să apelăm la El. Că El este ajutorul nostru, El este sprijinul nostru, El este comoara noastră. Aș vrea în aceste momente și ultimele cuvinte care să le aduc înaintea dumneavoastră, înainte de a încheia, să vă spun încă un lucru care pe mine mă face să împrețesc foarte mult părinții și familia care o am. Într-o noapte m-am trezit în jurul orei 3, 3 jumate, 4, nu știu exact, și am încercat să dorm, am tot întors dintr-o parte în alta, n-am putut să dorm și eram perete lipit cu camera al părinților și când m-am trezit, l-am auzit pe tati care plângea și se ruga. Și în momentele acelea ne-a luat pe fiecare pe rând și a început să se roage pentru Cornelius, Moni, copiii lor, pe fiecare. I-a luat pe rând și a făcut timp, o noapte întreagă. S-a făcut zori zile și tati, la final a ajuns la Evelyn, s-a rugat pentru viitorul ei, pentru viața ei. Și în momentele acelea am început să plâng și mai profund și am zis, Doamne, într-o zi lucrurile acestea se vor termina. Momentele în care am ieșit cu mami la, și cu tati la o iarbă verde, momentele în care venea mami și îmi spunea câteva cuvinte, îmi ridica moralul, m-a ajutat să trec peste lucrurile acestea. Într-o zi se va termina. Momentele în care lucram cu tati, cu tractorul, mergeam aici, încolo, deschideam Scriptura și veneam și spuneam, tati, nu înțeleg pasajul acesta. Și el mă lua deoparte și mi-a explicat și îmi spunea așa, 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 și atunci căpătam lumină și ziceam, Doamne, într-o zi lucrurile acestea se vor termina și cel mai mult ce mă doare este că într-o zi nu mai va avea cine să se roage pentru mine. Când am să vin acasă, nu mai am la cine să-i dau o floare. Când am să vin acasă, nu mai am la cine să-i dau un zâmbet și am să văd o casă goală. Într-adevăr o să fie frații mei, dar nu știu cum va fi viața. Te rog să mă întărești de pe acum. Am început eu deja să mă rog pentru părinții mei și pentru viața mea în continuare. Și în momentele acelea m-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și mi-a spus în felul acesta. Dacă vrei cu bucuria ta să dărmiază în continuare și să ai momente în continuare cu părinții tăi, fă viața ta în ceea ce a fost și viața părinților tăi. Trăiește cum au trăit ei și respecte pentru deciziile care le-au luat asupra ta, asupra vieții tale și înțelege ceea ce au făcut pentru tine. În acele momente Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod profund, într-un mod care nu putea nimeni să vorbească și nimeni nu putea deschide mintea. Dar harul care îl avem din partea lui Dumnezeu, că avem niște părinți deosebiți, că aveți niște copii deosebiți, este un har din partea lui Dumnezeu să nu vă vorbesc de câți copii am găsit și despre prin câte situații am trecut și cum Dumnezeu a lucrat în viața altor oameni, dar rămâne pentru data viitoare. Mă bucur că încă o dată am putut să fiu la Sâmbăteni, mă bucur de invitația care mi-a făcut-o Florian împreună cu familia, am trăit niște momente extraordinare, niște momente de cer și Florian este un om extraordinar, dar un administrator și mai extraordinar. Știe să combine lucrurile și să te facă, chiar dacă ai luat anumite decizii, să ți le schimbi și să zici, da, am să vin. A insistat foarte mult pe mine pentru această zi, să vin împreună cu dumneavoastră și nu regret nicio secundă, ci de fiecare dată la Sâmbăteni vin cu mare drag și chiar vorbeam pe Evelyn pe mașină să vezi ce-o face neamurile cu noi când ajungem la Sâmbăteni și nu le-am spus nimic. Și ca să îndulcesc situația, m-am dus și m-am pus lângă tu și Deborah și am început să povestim puțin și să nu fie mare panta când ieșim afară, să nu fie mare probleme. Acum, în aceste momente, aș vrea ca fratele Teofil să conducă în continuare. Zic ca Domnul să vă binecuvinteze, amin. Domnul să vă împlinească dorințele, amin. Și Domnul să se îndure de dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc profund pentru visul care mi l-ați împlinit. Domnul să vă folosească. Amin. Domnul, fie